până copiii vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Săracul om bogat. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 19, cu versetul 21. Dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. În timp ce Iisus binecuvânta copiii și îi ținea pe genunchi, cineva privea această scenă. Știi cine era? Era un tânăr foarte, foarte bogat, care avea o mulțime de bani și o casă frumoasă. El purta haine scumpe, avea un serviciu important și era un conducător al evreilor. Nu-i cunoaștem numele și îi vom spune doar tânărul bogat. Acest tânăr bogat a văzut cât de bun, iubitor și blând era Iisus și cât de mult le plăcea copiilor să fie în preajma lui. Și el a început să-l iubească pe Iisus și dorea să fie ucenicul lui. Acest tânăr credea că era destul de bun pentru a putea merge în cer. Dar în timp ce îl privea pe Iisus, și-a dat seama că ceva nu era bine cu inima lui. Duhul Sfânt îi spunea că are nevoie de ceva care îi lipsea și Iisus îl putea ajuta. Poate, se gândea tânărul, dacă Iisus mă va binecuvânta, așa cum i-a binecuvântat pe copii, voi avea ce îmi lipsește ca să fiu fericit cu adevărat. Tânărul bogat era așa de interesat de Iisus, încât atunci când Iisus a plecat, a alergat după el. Când l-a ajuns din urmă pe Iisus, a îngenunchiat înaintea lui. Ce a spus el? Haideți să citim Matei, capitolul 19, cu versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică! S-a bucurat Iisus să-l vadă pe acest conducător? Ce crezi l-a ajutat Iisus să afle cum să aibă viața veșnică? Iisus s-a bucurat să-l vadă pe acest tânăr. El îl iubea pe tânărul bogat și dorea să îl ajute să aibă pace, bucurie și viață veșnică. Așa că i-a spus bucuros ce trebuia să facă pentru a avea viață veșnică. Ce a spus Iisus? Haideți să citim versetul 17 din capitolul 19. Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Este foarte important pentru noi să păzim cele 10 porunci? Da. Iisus a spus că pentru a avea viața veșnică în ceruri, omul trebuie să păzească poruncile. Tânărul a întrebat: pe care dintre ele? Așa că Iisus a dat exemplu câteva dintre cele care ne spun cum să îi iubim pe alții. Tânărul bogat știa cele 10 porunci. El credea că le-a păzit dintotdeauna, din copilărie chiar. Totuși, își dădea seama că mai avea nevoie de ceva. Oare de ce anume? Toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea, i-a spus el lui Iisus. Ce îmi mai lipsește? Știi ce îi lipsea tânărului bogat? Tânărul nu știa, dar problema era că el nu păzea cu adevărat cele 10 porunci. Primele 4 ne spun cum să îl iubim pe Dumnezeu, iar ultimele 6 cum să iubim pe oameni. Tânărul se iubea cel mai mult pe el însuși. O, cât de mult îl iubea Iisus pe acest tânăr bogat și dorea să-l ajute să-și vadă lipsa. Iisus i-a spus să facă ceva despre care știa că îi va fi foarte greu tânărului bogat să facă. Haideți să citim versetul 21. Dacă vrei să fii desăvârșit, a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Să-și vândă el toate lucrurile frumoase și să-și cheltuiască banii ajutând pe alții, să-și lase serviciul lui important și să-l urmeze pe Iisus, care nici nu avea casă. Tânărul nu voia să facă aceste lucruri. El dorea să fie bogat și să-și cumpere cu banii lui lucrurile care îi plăceau.
Dintr-o dată tânărul și-a dat seama că nu respecta niciuna din poruncile lui Dumnezeu. Se iubea pe sine mai mult decât pe alții. Își iubea serviciul și banii mai mult decât pe Dumnezeu. Nu ar fi putut tânărul să-și păstreze și banii și să aibă și viață în cer? Nu pentru că bogățiile sale îl împiedicau să asculte de legea lui Dumnezeu. Ce a hotărât tânărul bogat să facă? Tânărul bogat trebuia să aleagă, nu-i așa? Iisus se uita la fața tânărului în timp ce îi vorbea. Oh, cât de mult ar fi dorit Iisus ca el să aleagă să-l urmeze. Deci, ce a hotărât tânărul bogat să facă? Haideți să citim versetul 22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Dacă ar fi ales să-l urmeze pe Iisus, tânărul ar fi avut pace, bucurie, dragoste, iertare de păcate, viața veșnică și adevărata fericire. Ar fi fost în fiecare zi cu Iisus și ar fi ascultat cuvintele sale. Și Iisus le-ar fi ajutat să fie pregătit să meargă în cer. El a plecat de la Iisus, alergând să rămână cu banii și serviciul lui. A făcut el o alegere înțeleaptă? Nu. Nu prea. El a făcut o alegere greșită. Iubirea de bani i-a adus confuzie în minte. Nu-i așa? Iubirea de bani și lucruri ne face fericiți sau triști? Haideți să citim 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9 și 10. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Ce trist era Iisus privindu-l pe tânărul bogat că pleacă. Acesta își dorea banii și serviciul mai mult decât să-l urmeze pe Iisus. Și toată viața lui, tânărul nu și-a schimbat alegerea. Ce greșeală cumplită a făcut! Întorcându-se cu tristețe către ucenici, Iisus a spus cât de greu este pentru cei bogați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas foarte mirați. Ei știau că Dumnezeu îi iubește pe bogați mai mult decât pe săraci. Ei erau siguri că pentru bogați ar fi fost mai ușor să intre în ceruri. Ce a spus Iisus după aceea? Haideți să citim Marcu, capitolul 10, cu versetul 24. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus. Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum ucenicii erau și mai mirați, deoarece Iisus vorbea și despre ei. Ei credeau că banii îi ajută pe oameni să meargă în cer. Chiar dacă nu erau bogați și puternici, ei și-ar fi dorit să fie. Atunci cine poate fi mântuit? Au întrebat ei. Ce le-a răspuns Iisus? Haideți să citim versetul 27. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Iisus dorea ca ucenicii să știe că banii și puterea nu ajută niciodată pe nimeni să meargă în cer. Numai Iisus poate să-i salveze pe oameni din păcat. Viața veșnică este un dar pe care Iisus dorește să-l dea și bogaților și săracilor la fel, întrucât El îi iubește pe toți. Povestirea noastră biblică din această săptămână este foarte tristă. Nu-i așa? Ce greșeală cumplită a făcut tânărul bogat atunci când a preferat să iubească banii și lucrurile în loc să-l iubească pe Iisus? Acum să ne gândim la noi. Și noi trebuie să îl iubim pe Iisus mai mult decât banii și lucrurile frumoase pe care le cumpărăm cu bani. Iisus a renunțat la casa lui foarte frumoasă din ceruri și a devenit sărac când a venit în lumea noastră să ne salveze din păcat.
Haideți să citim 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Ce ne cere Iisus să facem pentru el? Haideți să citim Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. A renunța înseamnă a spune nu. Cum poți renunța la ce îți place ca să poți să-L urmezi pe Iisus? Iubindu-L pe Dumnezeu mai mult decât orice și ajutându-I cu bucurie pe cei din jur. Iată două idei la care să te gândești. Atunci când cineva vrea să-ți cumpere haine noi, o jucărie sau niște dulciuri pe care ți le dorești, dar de care nu ai nevoie, cum poți să renunți la propriile tale dorințe? Poți spune politicos, nu, mulțumesc, dar aș vrea să dau acești bani ca să fie cumpărate Biblii pentru alți copii. Când mama este obosită și are o mulțime de lucruri de făcut, cum ai putea să renunți la propriile tale dorințe? Ai putea să lași deoparte jucăriile și să întrebi, cum să te ajut, mami? Iisus a vrut să vină în lumea noastră, deoarece ne-a iubit foarte mult. Dar noi îl iubim cu adevărat mai mult decât orice am putea spune cu bucurie? Nu? La tot ce ne place să facem și da, la tot ce ne spune El să facem? Haideți să ascultăm întrebările de gândit împreună cu Gabriel. Tânărul bogat a descoperit că își iubea banii și lucrurile mai mult decât îl iubea pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni. Erau aceștia idolii lui? Îl făceau ei fericiți? Tu iubești ceva mai mult decât îl iubești pe Iisus? Vrei să-l iubești pe Iisus mai mult decât orice? Banii și lucrurile frumoase îi fac fericiți pe oamenii mari? Îi fac ele fericiți pe copii? Cine te face fericit? Cum poți să spui nu la ce îți place să faci și da la ceea ce vrea Iisus să faci? Dă câteva exemple. Haideți să împreunăm mâinile și să ne rugăm împreună cu Gabriel. Iubite Doamne, sunt trist pentru că tânărul bogat a ales banii în locul lui Iisus. Nu vreau să fiu ca el, vreau să-L iubesc pe Iisus. Te rog să mă ajut să spun nu la ce vreau să fac și da la ce vrei tu să fac. În numele lui Iisus, amin. Amin. Iisus dorește să renunțăm la orice ne împiedică să ascultăm de legea sa și vrea să-L iubim pe El cel mai mult. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!